Medicina estetică oferă constant posibilități de întreținere a frumuseții, dar și de corectare a imperfecțiunilor legate de corpul nostru. Excesul de piele cu grăsime sau bărbia dublă n-ar trebui să vă mai intimideze. Mezolipoliza este o procedură simplă creată pentru a sculpta corpul prin topirea țesutului adipos nedorit. Cum afli dacă ești candidatul potrivit pentru astfel de procedură, ce zone pot fi corectate și în cât timp poți să vezi rezultatul, ne spune doamna doctor Ecaterina Lica, dermatolog-cosmetolog. Ecaterina, bine ai revenit la noi. Astăzi, din nou cu o procedură care cred că o să ispitească pe multă lume. Da. Vorbim despre procedura... De mezolipoliză. Este o procedură de mezoterapie injectabilă. Când se introduce în țesut adipos o substanță anumită care dizolvă grăsime. Pentru a slăbi anume în zone localizate. Deci slăbire localizată. Să ținem dietă, să facem sport dacă avem această procedură. Da, putem recurge și la tratament de mezolipoliză. Cum se face procedura? Există o soluție specială care are efect că distruge celula adipoasă, dar și dizolvă grăsime din celulă. Noi facem tratament de injectare cu acu, se introduce această substanță și după ce grăsimea a fost dizolvată, organismul elimină această grăsime timp de 2 săptămâni. Și după 2 săptămâni se repetă procedură. Și așa, în total, facem 4-5 tratamente. În dependență, cred că, de stratul adipos. Ce rezultat vrem să obținem. Da. Dar care sunt zonele care ar putea fi supuse acestei noi proceduri? Noi putem lucra cu orice zonă a corpului, unde avem grăsimea mai multă în exces și vrem să tratăm, să scăpăm de ea. Important, noi facem un pliu cotonat. Și dacă pliu cotonat este mai mare decât 1,5 sau 2 cm, atunci noi avem dreptul să facem tratament de mezolipoliză. De exemplu, asta poate fi zona abdomenului, la nivelul coapselor, brațelor, bărbie dublă, ori unde este ceva care deranjează pe exact. Femei. Cel mai des, cred că femeile totuși apelează. Da. Cel mai des femei, dar și bărbații tot vin la acest tratament, că este ușor. Ai venit 5 minute, odată la 2 săptămâni și timp de dureroasă procedură. O lună, jumate, două, deja avem efect de micșorare în volum. De durere este neplăcută, dar este suportabilă. Mai ales când știi ce efect are și absolut. Rezultatele se văd repede. Da. Se alege o doză anumită de substanță în dependență de greutate corporală la pacient. Și această substanță acționează doar local, nu? Da, ea se acționează local, anume distruge celulele adipoase în zona unde s-a injectat. Și lucrează bine difuzie la 2-3 cm. De aceea și înțepături se fac fiecare 2-3 cm. Da, fără anestezie. Vedeți, acul este foarte subțire, de 13 mm. Nu este foarte lung. Da. Acționează anume la nivelul de țesut adipos. Da? Da, și acum și Mariana o să ne zică. Da, Mariana o să ne zică. Da. Ai simțit ceva, Mariana? Foarte puțin. Da. Foarte, foarte puțin. Sperăm că rezultatul să fie mai așteptam și la dureri mai mari, dacă să vă zic sincer. Fiecare 2 cm și la fiecare punct injectez 0,1 ml de preparat. Injectez o doză uniformă în fiecare punct ca să nu avem după denivelări despre care ați despre vorbit. Despre care vorbeam, da. Da, Ecaterina, dar ar fi careva contraindicații? Contraindicații pentru acest tratament este sarcina și alăptare și careva boli cronice tip, de exemplu, în
stadiu grav, de exemplu, hepatit sau bolea rinichilor, dar în stadii grave. Dar altfel, alte contraindicații noi nu avem. Dar după procedură, ce se recomandă, ce nu se recomandă să facă? Da, după tratament, sigur că este bine de combinat cu tratamente care stimulează eliminarea deja grăsimii care s-a dizolvat cu ajutor. Cum ar fi masaje, sport, poate careva tratamente cu împachetări, cu diferite aparate, miostimulare. Este perfect dacă noi combinăm, dar sigur că după 3 zile. În astea 3 zile? Da, după 3 zile noi deja avem dreptul să facem careva tratamente. Da, dar și... dacă e vorba de bărbii, tot se face fără anestezie, tot da. Durează atât de puțin, da? A fost foarte dureros. Absolut deloc, mă așteptam la dureri mai mari. Da, ca a doua zi, posibil că pacientă are ceva dureri ușoare la apăsare, din cauza că celulele adipoase s-au distrus, dar ca o microinflamație locală. Dar durerea aceasta trece după 2-3 zile și este foarte suportabilă. Da. Ei, nu mai încurajăm noi, cred că așa lumea să facă sport. Hai să zicem că da, această procedură această procedură. Și... Sigur că noi nu vorbim de slăbire generală. Noi vorbim cu tratament de mezolipoliză de slăbire localizată în centimetri, nu în kilograme. Da, în kilograme uite, chiar... depinde deja de sport, de modul de viață, de mâncare, dar în centimetri putem slăbi cu ajutorul. Da, dar știi, mi s-a întâmplat să văd persoane care fac sport, țin regim și slăbesc, dar uite, sunt niște porțiuni sau niște regiuni unde cât nu ar face, acolo nu, rămâne și nu ascultă. Și cred că este atunci, indicat. Da, acest tratament este indicat anume pentru aceste probleme. Da, acum e ușor, cred, să te menții în formă cu atâtea proceduri și săli de sport. Da. Exact. Ecaterina, îți mulțumim foarte mult. Da, și eu vă mulțumesc. Rezultatele mezolipolizei depind 100% de pacient și de stilul său de viață. Scopul procedurii este să topească țesuturile adipoase greu de ars în mod tradițional prin dietă și sport. Însă pentru a păstra rezultatul trebuie să menții o dietă sănătoasă și un regim de exerciții fizice regulate.